Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. În ediția de astăzi a emisiunii Consultații Gratuite vom vorbi despre diabetul zaharat. Știți cu toții, avem foarte mulți cunoscuți, prieteni, rude care au diabet. Și în emisiunile noastre de până acum, în cei 2 ani care au trecut, am abordat doar tangențial problema pacientului cu diabet. Așa că ne-am hotărât să luăm taurul de coarne, cum s-ar zice, să găsim un diabetolog dispus să vină în emisiunea noastră și să vorbim astăzi 50 de minute despre diabet. Invitata emisiunii noastre de astăzi este doamna doctor Diana Sima, medic specialist bol de nutriție și diabet. Să rămână doamna doctor, bine ați venit în emisiunea noastră. Bună ziua, domnule doctor, și bună ziua telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați acceptat să veniți în emisiune. Știți că este foarte greu să determini un medic, mai ales un diabetolog, să vină într-o astfel de emisiune. Nu frica de ecran sau de telespectator sau de complexitatea subiectului, ci lipsa timpului, cred că îi face pe colegii dumneavoastră să fie mai reținuți și să nu prea participe la astfel de emisiuni. Stimați telespectatori, pentru începutul emisiunii, ca de obicei, câteva date statistice. Rog regia să ne pună prima imagine. Așadar, România este în momentul de față pe locul 14 în lume, în ceea ce privește numărul de persoane vaccinate. Avem 4,41 persoane vaccinate la 1000 de locuitori. Iar odată cu introducerea vaccinului AstraZeneca, în cursul zilei de ieri, următoarea imagine, peste 16.000 de oameni pe oră au încercat și au reușit marea majoritate dintre ei să se înscrie pentru vaccinare. Până ieri 10 februarie, următoarea imagine aceasta, nu, anterioară, lăsați-o, da? Până ieri 10 februarie se administraseră în România 930.000 de doze de vaccin, iar tot până ieri 296.000 de persoane au primit și cea de-a doua doză. Asta dovedește că există un interes al dumneavoastră, a celor care ne urmăriți, a pacienților, a celor sănătoși, de a se vaccina cât se poate de repede. Și pentru că tot vorbim de vaccin și de faptul că avem în momentul de față mai multe tipuri de vaccin, v-aș ruga să fiți foarte atenți la minutele următoare. De ce spun asta? Există deja o controversă legată de eficiența acestor vaccinuri. Toată lumea știe că atât Pfizer-BioNTech cât și Moderna au raportat o eficiență de peste 90%, în timp ce AstraZeneca ar avea o eficiență doar de 60%. Trebuie să vă spun că studiile din ultima perioadă dovedesc că și AstraZeneca se apropie vertiginos de acest procent de 90%. Mai mult, se fac în momentul de față o serie de studii, inclusiv pe a folosi alternativ aceste două tipuri de vaccin. Adică prima doză, să zicem, Pfizer-BioNTech sau Moderna și cea de-a doua doză AstraZeneca, pentru că se pare că efectul este mai bun în acest mod. Așadar, profitați până când se poate, adresați-vă celor care pot să vă înscrie pe listă și programați-vă pentru vaccinare cât se poate de repede. Lăsați discuțiile seci de pe Facebook sau alte pagini media și vaccinați-vă. Doar vaccinându-vă puteți să preveniți dezvoltarea în continuare a acestei epidemii. Următoarea imagine, da, aceasta pe care o vedem pe monitorul de rezervă în momentul de față. Iată situația în ce privește situația națională de ieri până astăzi, deci pe 24 de ore s-au înregistrat 65 de decese și s-au mai îmbolnăvit 2644 de persoane. Din fericire, în acest interval s-au și vindecat 2749 de persoane. Următoarea imagine. În județul nostru, în Maramureș, nu stăm extraordinar de bine. S-au îmbolnăvit în ultima perioadă 126 de persoane, avem 278 de internați, 16 la terapie intensivă, 3 intubați și se pare că avem 9 decedați. Din acest motiv, incidența acumulată a cazurilor la nivel județean în ultimile 14 zile la 1000 de locuitori este de 3,12. Situându-ne în acest fel pe locul 2 după Timiș și vedeți foarte bine că suntem un județ roșu. Următoarea imagine, vă rog.
În această imagine, bazată pe rapoartele direcțiilor de sănătate publică, se vede de asemenea că incidența în Maramureș este peste 3, la fel ca și în Timiș. Așadar, dragi telespectatori din Maramureș, aveți grijă, aveți grijă de dumneavoastră, vedeți că sunt o serie de localități care au intrat în carantină, se pare că și municipiul Baia Mare va reintra în carantină, îngrijiți-vă, purtați mască, păstrați o distanță decentă față de cei cu care intrați în contact, spălați-vă des pe mâini, spălați-vă des pe față și aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi dumneavoastră. Și acum să trecem la subiectul zilei, și anume la diabet zaharat, și am să, pentru început, am să vă spun că în 2013 s-a desfășurat un studiu național, studiu Predator, care a demonstrat existența unei prevalențe de 11,6% a pacienților cu diabet zaharat. La această prevalență, prevalența înseamnă numărul total de cazuri atât noi cât și cele deja existente, deci despre asta înseamnă prevalență, la aceasta se mai adaugă 16% de pacienți cu prediabet. Ori vă dați seama că acești pacienți cu prediabet, dacă nu se îngrijesc, vor îngroșa la rândul lor numărul pacienților cu diabet. Iată de ce medicii specialiști în boli de nutriție și diabet au foarte mult de lucru. În ceea ce privește topul regiunilor cu cei mai mulți diabetici din țara noastră, sudul țării este cu o prevalență cea mai mare de 13,39%, urmată de regiunea București-Ilfov cu o prevalență a diabetului de 12,79%, pe locul 3, regiunea de nord-est cu 12,38%, apoi regiunea de sud-vest, regiunea noastră de nord-vest 11,69%, iar cele mai puține cazuri de diabet se semnalează în centrul țării și în partea vestică a țării în general. Prevalență mare, mulți bolnavi. Ce înseamnă o prevalență mare și ce înseamnă mulți bolnavi? Înseamnă că și costurile pe care societatea, Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări le are cu un pacient, sunt foarte mari. Se estimează că la acest nivel de prevalență, costurile pot ajunge până la 10% din bugetul alocat sănătății. Și dacă ne gândim că acești pacienți fac și complicații, costurile vor crește și mai mult. Iată de ce consider că este foarte important să discutăm cât se poate de des și cât se poate de deschis despre diabet, despre ceea ce este diabetul, despre formele de diabet, despre complicațiile diabetului, despre simptomatologie, despre ce am putea face pentru a preveni să facem diabet sau pentru a preveni complicațiile diabetului. Doamna doctor, v-am ridicat la file o mulțime de întrebări, o mulțime de probleme. În primul rând să vă întreb ce mai faceți. Dată fiind circumstanțele, eu spun că fac destul de bine. Am înțeles că v-ați relocat profesional într-o altă parte a orașului. Da, este adevărat. Lucrați în momentul de față la Vista Vision, am înțeles, exact, da? Exact, exact. De câți ani profesați profesia de diabet? Ca și medic specialist, așa? Sunt în al doilea an de specialitate, însă da? Înainte am făcut rezidențiatul, sigur, de 4 ani normal, în Centrul Universitar Cluj-Napoca. Am înțeles că sunteți și doctorand în același timp. Exact, exact. Dacă mă ajută Dumnezeu, anul acesta voi și termina doctoratul. Ce temă de doctorat v-ați ales? Chiar mi-ați ridicat la fileu când vorbeați despre costuri. Tematica mea de doctorat este chiar aceasta, doar că ușor mai nișată, adică tot referitoare la costurile în diabetul zaharat, dar, cum am spus, mai nișată, adică costurile legate de amputații, ulcerații, tot ce ține de partea asta de complicații din diabetul zaharat. Datele statistice internaționale arată că această creștere a costurilor este foarte mare la pacienții cu complicații și că aceste costuri pot depăși acel procent de 10% din bugetul alocat pentru sănătate într-o țară. Cu sigur. Cum stăm în momentul de față în țara noastră? Ceea ce privește costurile pentru pacienții cu complicații ale diabetului. Cu siguranță costurile acestea vor depăși ceea ce știm în momentul acesta, din punctul meu de vedere, în principiu, în primul rând de fapt, deoarece costurile sunt niște detalii foarte puțin studiate, foarte puțin analizate. Puține sunt țările la nivel european, cât și mondial, care își analizează cu adevărat nișat costurile din sănătate pe fiecare specialitate,
Și mai ales pe complicațiile unei astfel de boli. De asta și datele statistice care le-am găsit sunt relative. Se spune că pot crește cu 3, cu 5, cu 10, chiar cu 50%. Categoric. Deci depinde foarte mult de țara respectivă unde s-au făcut astfel de analize. Exact. Dar haideți să ne întoarcem și să le spunem câteva cuvinte, pardon, telespectatorilor, despre diabet. Ce este diabetul de fapt? Este doar o banală creștere a glicemiei? Diabetul zaharat, de care sunt convinsă că toată lumea a auzit, are o cunoștință sau chiar personal. Sunt pacienți, persoane cu diabet zaharat. Diabetul este o boală cronică și voi insista asupra acestui fapt, voi sublinia și voi reveni asupra lui. O boală cronică datorată sau care are ca și caracteristică principală creșterea glicemiei sau a zahărului, a glucozei din sânge. Care motivul pentru care cresc glicemiile? Deoarece corpul poate să producă o cantitate mai scăzută de insulină sau produce o cantitate suficientă, însă este prost gestionată de către organismul nostru, ori, în anumite cazuri, producția de insulină este sistată complet. Toată lumea zice că, domnule, diabetul este o boală a oamenilor leneși, a grașilor. Aveți pacienți și care nu sunt obezi, așa ca mine, cu diabet? Categoric. Asta este unul din miturile diabetologiei, că persoanele plinuțe, supraponderale sau chiar cu obezitate vor dezvolta la un moment dat. Bineînțeles că există această posibilitate, există acest risc, însă nu este un fapt care să fie demonstrat. Deci 100% o persoană cu o greutate peste categoria, mă rog, normală, să spunem, o să facă diabet zaharat. Are această predispoziție, însă, dacă stilul de viață se îmbunătățește și stilul de viață înseamnă o grămadă de alte subpuncte, nu voi intra acum în asta. O să ajungem și la modificarea stilului de viață. Dacă acesta este îmbunătățit, dacă adăugăm o serie de factori, îmbunătățim o serie de factori din viața noastră, cu siguranță ne scădem considerabil riscul acela pe care îl avem. În afară de faptul că la un moment dat facem un test de glicemie și constatăm că această glicemie a crescut, sunt niște semne clinice care ar trebui să ne dea de bănuit, să ne gândim, ce știu eu, mai de mult se spunea că diabeticul bea apă neștire și, bineînțeles, urinează foarte des. Alte semne mai sunt. Se spunea și nu a fost un lucru incorrect. Însă, în funcție de tipul diabetului pe care îl putem dezvolta, avem și simptomele. În rândul tipului persoanelor cu diabet zaharat sau predispuse la diabet zaharat de tip 2, simptomele pot să apară, însă acestea pot să nu-și facă apariția deloc. Și debutul diabet sau nu debutul, în momentul diagnosticul diabetului zaharat să fie în momentul apariției unei complicații sau chiar pur și simplu la unele analize de rutină. În rândul diabeticilor de tip 1, aceștia, majoritatea, semnalează simptomele tipice, clasice. Acestea sunt poliuria, adică mergem foarte des la baie, mult mai des decât eram obișnuiți cu 2-3 săptămâni. Polidipsia, bem foarte multă apă. Au fost pacienți care mi-au spus că au băut peste 6-7-8 litri de apă într-o zi. Ceea ce și dintr-o dată, de la o zi la alta. Exact. Lucrurile în tipul 1 de diabet se schimbă brusc, de zile, săptămâni, rar. Așa, sigur, polifagia, adică mâncăm foarte mult. Îmi place să îmi aduc aminte tot timpul, de fapt, despre unul dintre profesorii mei, un mentor, de fapt, domnul conferențial, care ne spunea că diabeticii erau ca și o sită. Beau mult, mâncau foarte mult și tot se scurgea din ei. Sunt persoane care se scurg de pe picioare, dar asta vorbim în rândul diabetului zaharat de tip 1 sau în forme avansate, grave ale tipului 2 de diabet. Repet, simptomele nu sunt unele specifice. Pot să facă parte din clasa aceasta de simptome, dar nu sunt specifice, pot chiar să nu apară. Acesta este motivul pentru care screeningul este extrem de important. Eu am pregătit și o imagine și am să rog regia să ne o pună, pentru că este o imagine destul de sugestivă. Da, aceasta este, vă rog să ne o dați, unde evident se poate vedea că aceste semne sunt cunoscute, arhicunoscute și sunt cele enumerate de doamna doctor, atât faptul că omul obosește mai repede, merge mai des la toaletă, bea foarte multe lichide, se îngrașă, e foame tot timpul, vrea să mănânce dulciuri și așa mai departe. Eu sunt mare mâncător de dulciuri și tot timpul mi-e frică să nu fac diabet. E adevărat că cei care mâncăm foarte multe dulciuri facem diabet?
Sau și ăsta este un mit? Evident. E posibil, dar... Este posibil, dar puțin probabil. Ok. Deci există... Încurajați-mă, doamna doctor. Nu încurajez niciun un exces, sub nicio formă. Bun, vorbim de excese, dar dacă ne plac dulciurile, când ne știm... Categoric, toată lumea trebuie, poate... Trebuie să avem grijă, nu? Exact. Poate să aibă un moment de răsfăț. Poate să aibă momente în care se duce la o petrecere, o zi de naștere, mâncăm o felie de tort. Este Crăciunul, mâncăm o felie de prăjitură. Cheia, spun, de fapt în toate patologiile, este echilibrul. Acesta este esența tratamentului. Cu asta încep, cu echilibru. Că dacă am fi cât de cât echilibrați, eu zic că nu am ajunge la foarte multe patologii. Stilul de viață, stilul alimentar este extrem, extrem de important. Cu toate că sunt convinsă că majoritatea persoanelor aud asta din toate părțile, atunci când trebuie să-l punem în practică, stilul acesta de viață sănătos, ajungem să realizăm că e destul de dificil. Haideți să le spunem câteva cuvinte pacienților și despre tipurile de diabet, pentru că le-ați amintit în discuția din aori. Deci am înțeles că avem un diabet de tip 1, de tip 2. Haideți exact. Un pic să le nuanțăm, nu numai 1 și da. 2. Organizația Mondială a Sănătății așa. Vede lucrurile în felul următor. Există tipul 1 de diabet zaharat, tip 2, tipul diabetului gestațional și alte forme speciale de diabet zaharat. Diferența între ele este următoarea. Tipul 1 de diabet zaharat este un tip autoimun, adică este tipul de diabet în care observăm anticorpii care luptă împotriva celulelor noastre, personale, ale pancreasului în acest caz. Astfel încât celulele beta, responsabile de producerea insulinei, sunt complet distruse. În acest fel, această distrugere în momentul diagnosticului ajunge la aproximativ 80%, chiar peste în unele cazuri. Astfel încât, în momentul diagnosticului, pacientul deja are un necesar complet, total de insulină. Un aport exogen complet de insulină pentru a trăi. Diabetul de tip 2, această distrugere nu trebuie să apară, nu neapărat, nu la debut cel puțin. Diabetul de tip 2 are alte mecanisme de producere, printre acestea sunt o producere insuficientă a insulinei sau, în unele cazuri, insulina este produsă, însă celulele din periferie, țesuturile periferice, nu recunosc sau nu gestionează bine insulina pe care noi o avem. De cele mai multe ori, aceste două mecanisme conlucrează, sunt ambele găsite. Diabetul gestațional este o formă specială de diabet, diagnosticat persoanelor, bineînțeles, de sex feminin, însărcinate. Se diagnostichează acum, este un test de screening deja, toate persoanele gravide în săptămânile 24-28 de sarcină vor face acel clasic test de toleranță la glucoză oral, care face screeningul diabetului gestațional. În momentul în care diabetul apare înainte acestor săptămâni, deci în trimestru 1 de sarcină, vorbim de un diabet preexistent, adică în momentul în care a avut o concepție, deja a existat diabetul zaharat și atunci nu mai vorbim de un diabet gestațional. Tipurile speciale sunt tipuri care apar în cazuri excepționale, sunt tipuri mediate autoimuni sau monogenice, tipuri de diabet în urma unor traumatisme pancreatice sau în urma unor boli, cum este pancreatita acută, și de acolo putem să ajungem la un diabet zaharat, și alte boli endocrine, alte endocrinopatii care pot să ducă într-un final la diabet zaharat, însă tipurile speciale de diabet de cele mai multe ori manifestările clinice sunt ca și în tipul 1 de diabet zaharat, adică cu o nevoie complet de insulină. Citeam că factorii favorizanți ai diabetului zaharat de tip 1 sunt, în primul rând, genetica, moștenirea genetică, exact. Da? Exact. Deci dacă avem pe cineva cu diabet, trebuie în familie să ne gândim că și noi am putea să dezvoltăm diabet. Nu neapărat. Dar s-ar putea. Uh-huh. Este bine ca atunci când avem o rudă de gradul 1, chiar și de gradul 2, să avem un screening, adică o testare de glicemie, de hemoglobină glicată, mai rapidă, mai frecventă, mulțumesc, decât în populația generală, unde screening-ul se recomandă după 45 de ani.
dacă avem rude de grad 1 sau 2 care au diabet, dacă avem oricare dintre factorii de risc, inclusiv al bolilor cardiovasculare, sindrom metabolic, ne testăm chiar și mai devreme de această vârstă, pentru a realiza acest screening. Care este rolul infecțiilor virale în declanșarea unui diabet? Într-adevăr, s-au observat, au fost unele studii pe populații mici care au demonstrat o asociere între anumite virusuri, cum este virusul urlian, rubeolic și apariția diabetului zaharat la copii, deci diabetul zaharat de tip 1. Însă sunt studii, cum am spus, pe o populație micuță, s-au demonstrat asocieri, însă nu există o secură deasupra capului dacă copilașul a făcut, nu știu, o reon sau mai știu orice altă infecție aceasta a copilăriei. Nu, clar, ne gândim repede, ne speriem, o să facă și diabet în curând. Dar trebuie să avem în evidență acest lucru, categoric, să avem în vedere și categoric să-l monitorizăm, exact, să-l verificăm din când, exact, în când, pentru că e mai bine să depistăm din timp, da, dacă totuși acest lucru, categoric, se întâmplă. Și ce e foarte important, că există tipul 1 de diabet de determinist idiopatic. Asta e un termen folosit necunoscut, atunci când cu alte cuvinte, nu cunoaștem de unde, care, încă nu, exact, știm, încă, exact, medicina nu știe, da. Exact. Și stresul, doamna doctor? Stresul este incriminat, cred că, în majoritatea patologiilor. Și în diabetul zaharat nu am un pacient care să-mi spună: doamna doctor, eu am dobândit diabetul ăsta în urma unui stres. Sigur, perioadele stresante din viețile noastre aduc după sine tot felul de mecanisme de coping, de cooperare cu situația respectivă. Deci intrăm într-un cerc vicios. Ne modificăm stilul de viață, nu ne odihnim suficient, nu ne hidratăm corespunzător, avem tot felul de activități mai mult sau mai puțin toxice și automat începem să, probabil, ingerăm cantități mai mari de alimente sau chiar cu un conținut caloric crescut. Deci, cum am spus, suntem în cercul vicios care va atrage după sine obezitate, obezitate abdominală, creșterea profilului lipid sau modificarea profilului lipidic, hipertensiune și de acolo, de la sindromul acesta metabolic până la determinarea diabetului zaharat de tip 2, este doar un pas. Am avut recent un caz a unei doamne care, în urma unui astfel de eveniment, a unui stres puternic, aflase că copiii ei divorțează, adică partea din familie ce ținea de mamă, mi-a venit cu o glicemie de 300. Înțeles că am zis, haide să facem și hemoglobină glicată, haide să vedem și alte analize, pentru că n-ai de unde știi de unde să... Foarte interesant că la următoarele analize, după câteva zile, pentru că nu și-a putut face restul de analize imediat, deci scăzuse glicemia undeva pe la 120. Ce părere aveți? Stresul a declanșat într-adevăr un diabet sau mai o creștere pasageră a... Bine, cu o hemoglobină în limite normale. Deci eu zic că a fost doar o creștere a glicemiei, dar trebuie avut în vedere, nu? Categoric. În acest caz, de exemplu, primul lucru, mai testăm încă o dată glicemia, exact, în momentul acesta pentru confirmare. De ce? Pentru că eu tot timpul explic, în momentul în care testăm o glicemie acasă, primul lucru, mă spăl conștiincios pe mână, că e suficient să pun mâna pe un fruct, pe un măr, pe ceva care să aibă puțină glucoză sau fructoză și automat testul o să fie unul incorrect. Deci primul lucru, repetăm testarea cu toți pașii corespunzători să mă asigur că testarea a fost făcută corect pentru confirmare. Dacă totuși se menține, sigur merg mai departe cu restul analizelor. Există hormoni de stres care suntem cu toții conștienți de ei, care dau sau, mă rog, pot să ducă la o creștere a glicemiilor, însă totuși această valoare de 300 și mi se pare puțin crescută, chiar dacă este o valoare postprandială, deci chiar imediat după o masă bogată. Bine, în calorii. Doamna respectivă a recunoscut foarte fair play că a mâncat mai mult decât de obicei, că a consumat dulciuri, a mâncat multe semințe, s-a agitat foarte mult, a fumat, da, probabil, o fi băut cafele mai multe sau mai știu. Eu aș insista asupra refacerii și inclusiv când refacem hemoglobina glicată, automat trebuie să avem și o hemoleucogramă, să, sigur, nu cumva, da, doamna să aibă o anemie sau să fie, mă rog, să interpretăm greșit despre analiza. Dragă doamna doctor și stimați telespectatori, vom discuta peste câteva minute, pentru că am ajuns la jumătatea emisiunii și, ca de obicei, publicitate. Câteva minute și apoi revenim.
Ai diabet sau predispoziția de a face? Nu aștepta! Poți fi diagnosticat și tratat prea târziu. În Policlinica Vista Vision Baia Mare ai consult gratuit până în 28 februarie pe baza cardului de sănătate. Programări la 0737 505 157 sau în clinică pe Bulevardul Unirii numărul 18. Vista Vision. Sănătate de plină zi de zi. Acum e momentul să vă faceți asigurare casco la preț de RCA. Vă așteptăm la Vivomol la parter. Zilnic, de luni până vineri, de la ora 10 la 21. FIC Broker Asigurări. 0749 945 843. Vrei o stare de bine? Vino la Pizza Zen, unde găsești 28 de sortimente de pizza, burgeri, baghete, sosuri, salate și diferite preparate. Toate acestea făcute din ingrediente proaspete și de cea mai bună calitate. Poți să te bucuri de toate acestea pe terasă la Pizza Zen sau prin serviciul Takeaway. Comenzi la telefon 0786 06 06 02. Fiecare dintre noi speră că, ușor, ușor, totul va reveni la normal. Dar hai să nu le mai mulțumim doar cu atât. Hai ca de data asta să facem lucrurile mai bine împreună. Să ne susținem unii pe alții, fără să așteptăm ceva în schimb. Și să facem totul ca la carte, chiar și când nu se uită nimeni. România livrează. Fan Curier. Oriunde, cu plăcere. Știi că aproape 40% din populație suferă de un anumit grad de boală venoasă cronică? Din nefericire, terapia medicamentoasă nu este întotdeauna o soluție. Singura terapie cu adevărat eficientă este cura chirurgicală. Din păcate, cura chirurgicală clasică a bolii varicoase este grevată de numeroase neajunsuri. Imobilizare la pat, durere, anestezie rahidiană sau generală, posibile complicații generale. Acum nu mai este nevoie să îndur toate simptomele acestei boli. Prin metoda perfecționată de doctorul Ionel Ciprian Pop, poți să pui capăt suferinței și să beneficiezi și tu de închiderea venei varicoase prin radiofrecvență. Programează-te acum la un consult pentru a-ți oferi un plan personalizat de tratament al picioarelor tale. Schimbul de anvelope nu a fost niciodată mai ușor și mai sigur. Aparatură profesională calibrată, personalul cu experiență de peste 10 ani și consultanța gratuită înainte de montaj vor garanta un schimb de anvelope ca la carte. Snow Fox Tire Center SRL vă așteaptă cu o gamă variată de anvelope, inclusiv pentru stivuitoare și camioane. Și tot aici puteți beneficia de schimb de anvelope, geometrie rot și servis rapid. Vrei să-ți echipezi utilajele? Agromir îți oferă consultanță în alegerea celor mai potrivite anvelope, noi sau second hand, anvelope agricole, anvelope industriale, anvelope autoturisme, anvelope autoutilitare, camere și jante. Agromir, siguranță, încredere și garanție. Agromir, Bulevardul Independenței, numărul 67. Telefon 0742 241010. Agromir, noi avem anvelopele potrivite pentru utilajele tale. Agromir, Bulevardul Independenței, numărul 67. Telefon 0742 241010. Dedicată sănătății maramureșenilor și nu numai, Policlinica Sfânta Maria pune la dispoziția pacienților săi cel mai nou și modern tomograf computerizat din județ. Policlinica Sfânta Maria percepe cele mai mici prețuri. Detalii pe policlinicasfântamaria.ro sau pe Bulevardul București 18 și 22. Programări la 0262 274 508. Policlinica Sfânta Maria. Îndeplinim dorințe. Policlinica Sfânta Maria vine în sprijinul dumneavoastră cu posibilitatea de a vă oferi consiliere medicală la distanță. Puteți beneficia de același sfat medical profesionist chiar din confortul locuinței. Pentru informații suplimentare, vă invităm să accesați pagina de internet a Policlinicii Sfânta Maria.
Covoare spălate și uscate în 24 de ore? Da, se poate! Și nu doar atât! La spălătoria Auto Duosenti vă punem la dispoziție aparatură de ultimă generație pentru vulcanizare. Facem echilibrare 3D și schimb de anvelope la autoturisme și motociclete. Spălătoria Auto Duosenti. Calitate și profesionalism! Iată că am revenit în direct, stimați telespectatori. Vorbim în emisiunea noastră de astăzi despre diabetul zaharat, iar invitata emisiunii noastre este doamna dr. Diana Sima, medic specialist bol de nutriție și diabet. Încă o dată, bine ați venit în emisiune, doamna bine, doctor, și vă mulțumesc pentru participare. Eu trebuie să vă mulțumesc pentru această provocare care m-a măgulit, trebuie să recunosc. Spuneam înainte de pauză, stimați telespectatori, despre, sau povesteam împreună cu doamna doctor, despre factorii favorizanți în cazul pacientului cu diabet de tip 1. Dar pentru că avem și diabet de tip 2, haideți să discutăm câteva cuvinte și despre factorii favorizanți în cazul pacienților de tip 2. Care sunt aceștia? Și să-i luăm pe rând și a zice să începem cu excesul ponderal. Exact. Excesul ponderal este... Deși, sigur, merge în paralel cu diabetul zaharat, nu a demonstrat că este strâns, adică nu trebuie neapărat, așa cum am vorbit la începutul emisiunii, dacă avem un indice de masă corporală peste cel normal, nu trebuie neapărat să dezvoltăm diabet zaharat. Însă, obezitatea sau țesutul adipos, în special cea abdominală, atrage după sine un risc crescut de acest mecanism, de fapt, care este implicat în diabet zaharat de tip 2, și anume insulinorezistența. Insulinorezistența este tradusă, de fapt, prin faptul că pancreasul nostru lucrează, adică el produce insulină, însă în momentul când ajunge în periferie, că insulina, de fapt, este o cheie. O cheie care facilitează accesul glucozei din tractul sangvin, din curent, în celulă. Pentru că avem un țesut adipos în exces, trecerea sau sensibilitatea aceasta celulară față de insulină se produce mai dificil și atunci apare insulinorezistența. Deci, categoric, dacă suntem o persoană cu acest exces, suntem predispuși la a dezvolta diabet zaharat prin acest mecanism. Insulinorezistența nu se manifestă doar în țesuturi periferice, cum ar fi musculare. Există o insulinorezistență hepatică, există mai multe tipuri de insulinorezistență, dar cumva tradus cam acest lucru semnifică. Cât de importantă este moștenirea genetică în cazul acestor pacienți care dezvoltă diabet de tip 2? Surprinzător, aglutinarea familială, agregarea familiară s-a demonstrat ca fiind una mai strânsă în rândul diabetului zaharat de tip 1. Dacă în rând, de tip 2, încep scuze. Dacă în rândul diabetului zaharat de tip 1 avem o pondere de aproximativ 20-40% în rândul gemenilor monodizigoți, în cazul diabetului de tip 2, preponderența sau prevalența este ajunge până la 80%, astfel încât dacă avem pe cineva în familie, din nou, cu tipul 1, chiar și cu tipul 1 de diabet sau cu tipul 2, rude de gradul 1, dar chiar și cu tipul 2, screeningul, deci depistarea precoce, este extrem de importantă. Și trebuie făcută cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Pentru că în acest fel, îmi cer scuze, vom depista sau putem să depistăm chiar și prediabetul, care este o stare, de fapt... Vreau să vă aduc acolo, dar întâi aș vrea să discutăm despre vârsta. Spuneați în pauză, în discuția noastră din pauza emisiunii, că sunt cazuri din ce în ce mai dese de apariția diabetului la tineri, la vârste din ce în ce mai tinere. De obicei, diabetul de tip 2 se manifesta la pacientul mai în vârstă, după 40-50 de ani. În momentul de față, este adevărat că se manifestă din ce în ce mai des și la cei mai tineri? Așa este. Dacă în trecut vorbeam despre diabetul copilului, adultului tânăr sau de tipul 1 și diabetul adultului sau de tipul 2, acum nu mai putem să facem această categorisire, adică diabetul de tip 2 poate să apară la adolescenți, poate să apară la persoane foarte tinere, de 20 și puțin de ani. Lucrul la care am ajuns datorită acestui stil de viață complet nesănătos.
De ce apare diabetul Zahara de tip 2 la adulți? De ce nu mai putem spune că doar adulții, mă rog, în a doua jumătate a vieții sau avem diabet Zahara de tip 2? Pentru că stilul de viață de sănătos începe tot mai devreme. Pentru că avem obiceiuri tot mai nesănătoase de la vârste foarte fragede. Bună, doctoră. Suntem de un an de zile în pandemia asta nenorocită. În intervalul ăsta de timp, evident că lumea a făcut prea puțină mișcare. Sălile de gimnastică s-au închis, posibilitatea de a merge în excursii, în concedii, de a socializa, de a ieși la alergat și așa mai departe este redusă, nu complet, dar este redusă. În perioada asta a crescut numărul de cazuri de diabet? Cred că deocamdată încă nu putem trage o concluzie. Sau este doar un semnal. Nu putem trage o concluzie datorită faptului că încă pacienții sunt reticenți să meargă la medic. Sunt reticenți să-și facă analizele, sunt reticenți să se ducă la medic, chiar dacă au boli cronice cu care ar trebui oricum să se ducă. Sunt reticenți să iasă din casă unii, deci sunt poluri, sunt extreme de fapt în populație, așa cum este și normal. Sunt persoane care nu cred în toată pandemia aceasta și persoane care sunt extrem de reticente. Din acest motiv sunt convinsă că vom observa efectele cu adevărat poate în acest an ale pandemiei și ale restricțiilor impuse de pandemie în acest an. Însă, și să ne întoarcem la prediabet, doamna doctor, pentru că ați abordat o temă pe care lumea o zice așa, doamne, am o mică creștere de glicemie și se cam repetă și îmi fac analize la câteva luni și cam tot pe acolo sunt, n-am peste 126, care este bariera? De la ce valoare a glicemiei în sus se consideră diabet și de unde începe prediabetul sau creșterea glicemiei? Deci să le luăm pe rând. Prediabetul este o stare care nu trebuie neapărat, dar poate să fie precursor al diabetului. Din totalul persoanelor cu prediabet, 50% demonstrat științific rămân acolo, în prediabet, adică, altfel spus, la o glicemie bazală care este modificată între 100 și 126, o hemoglobină glicată între 5,7 și 6,4. Acesta este prediabetul, putem să stăm aici toată viața. 25% dintre acești pacienți sunt aceia mai ageri dintre noi, care sunt mult mai atenți la stilul de viață, care acest diagnostic îi motivează oarecumva să schimbe categoric stilul de viață și să treacă în normoglicemie sau euglicemie. Însă 25%, deși mi se pare puțin un procentaj scăzut din ce am putut să observ eu, totuși datele acest lucru demonstrează că 25% vor trece doar în diabet zaharat. Când diagnosticăm diabetul zaharat? Diabetul zaharat se poate diagnostica pe baza, bineînțeles, a simptomelor, dar îl diagnosticăm categoric pe baza evaluărilor biologice, și anume o glicemie peste 126, de fapt mai mare sau egal. Deci chiar și 126 ne va duce înspre următoarea analiză, pentru că fiecare analiză trebuie dublată, să-i spunem, sau trebuie confirmată. Sau, deci este glicemia sau hemoglobina glicată, o valoare mai mare sau egal cu 6,5, sau o glicemie peste 200 în orice moment al zilei, și simptomatologie importantă asociată din cea care am discutat deja, bem multă apă, e foarte sete, mâncăm mult, mergem mult la baie. Am un astfel de caz care în urmă cu câțiva ani de zile mi-a venit cu o glicemie mare. Și bineînțeles că omul s-a speriat, i-am făcut analizele de rigoare de la hemoleucogramă, glicemie, hemoglobină, colesterol, trigliceride și erau modificate, evident. Domnului respectiv îi plăceau foarte mult dulcețurile și compoturile. Știți ce a făcut? Le-a dus toate la tumbler. Și după ce le-a dus, mi-a spus, le-am aruncat pe toate. Zic, ai făcut o mare greșeală, puteai să le împați, că și mie îmi exact. O modalitate drastică, lume, da, sigur. Dar să știți că își face analizele la intervale regulate de timp, cam la 6 luni de zile și stă foarte bine. Haideți să discutăm un pic despre rolul colesterolului și a trigliceridelor în viața unui pacient. De ce? Foarte multe cazuri care au această dislipidemie, cum îi spunem noi de obicei, sunt și diabetici. Da, controlul lipidelor este la fel, dacă nu poate mai important, ca și controlul glicemic. Adică o persoană cu diabet zaharat, periodic,
trebuie să-și măsoare așa cum toată lumea ar trebui, de fapt, să-și evalueze și acest profil lipidic. Motivul pentru care, bolile cardiovasculare date de un profil lipidic modificat sunt într-un procentaj mai crescut în rândul pacienților cu diabet zaharat. Aceste două patologii sunt foarte strâns legate unele de altele. Un profil lipidic în ținte ne arată că în paralel mergem și cu un profil glicemic în ținte. Așa cum știm, glicemiile crescute timp îndelungat duc la o creștere a trigliceridelor în paralel, iar tot ce ține de profilul lipidic, că e colesterol total, că e colesterolul rău sau LDL colesterol, colesterolul bun, trigliceridele crescute, toate duc la această quantum cardiometabolic extrem de agresiv, care poate să dea o patologie impresionantă, dar care poate să fie atât de ușor controlată, exact. Bună, doctor, se discută din ce în ce mai despre faptul că din cauza diabetului sau combinat cu diabetul, boala cardiovasculară, indiferent că vorbim de cardiopatie ischemică sau vorbim de hipertensiune, este mai prezentă și este mai frecventă. Și de multe ori se spune că nu se știe ce e mai important și de unde derivă, de la diabet spre boală cardiovasculară sau din cauza unei boli cardiovasculare spre diabet. Eu zic că lucrurile sunt întrepătrunse și că de obicei un pacient cu boală cardiovasculară nu se poate să nu aibă cel puțin un pic de obezitate sau niște colesterol crescut sau trigliceride și riscul de diabet prezent. Bun. Care sunt complicațiile în această situație? Deci un pacient care este diabetic nu este un pacient doar de diabet, bolnav doar de diabet. El, presupun și cred că așa este și probabil că o să-mi confirmați, are și alte boli. Care sunt cele mai frecvente? Exact. Voi reveni puțin la ce a spus mai devreme, referitor la faptul că bolile cardiovasculare merg mână-mână cu asta, în paralel cu diabetul zaharat, și de ce și care e primul. Păi, așa cum știm, pacientul cu diabet zaharat are un status proinflamator, de care probabil că și în perioada aceasta am auzit, odată cu inflamația dată de virusul corona. Statusul acesta proinflamator, cum se traduce el de fapt? Este o inflamare a mediei vasculare, a vaselor de sânge, astfel încât plăcile de aterom, ateroame sau colesterolul, înseamnă plăcile astea de aterom puse pe vase, acestea vor avea o predispoziție și mai mare să se localizeze la nivel vascular, deci suntem și mai predispuși, dacă avem și diabet, să ajungem la evenimentele acestea cardiovasculare, cum sunt infarctul miocardic acut, accidentul vascular cerebral sau alte patologii din această sferă. Una dintre complicațiile redutabile este piciorul diabetic. Doamna doctor, în decursul a 40 de ani de când practic această nobilă meserie, am văzut nu odată genul acesta de picior. Omul simte ceva în talpă, dar pentru că e în talpă, nu se gândește să pună oglindă și să-și examineze piciorul. De aceea eu le recomand în general pacienților, când simțiți ceva în talpă și nu sunteți lămuriți, și dacă omul mai este și obez și nu poate întoarce piciorul să-l examineze, puneți o oglindă și examinați-vă talpa, pentru că acolo lesiunea apare și uneori nu are o simptomatologie foarte clară, foarte bine definită, o jenă, o mică umflătură. Haideți să vorbim un pic de piciorul diabetic. Da, ați atins un subiect foarte drag mie, de fapt. Da, foarte corect ați spus. În momentul în care simțim sau nu vedem, picioarele persoanelor cu diabet zaharat trebuie investigate, trebuie evaluate în fiecare seară. După ce ne facem dușul local, tamponăm frumos cu prosopul pe talpă, între degete, să nu rămână niciodată umezială, tot timpul vizualizăm talpa, pentru că așa este complicația aceasta, ulcerația piciorului în rândul persoanelor cu diabet zaharat este extrem de frecventă. În România, la un moment dat, a fost realizat un studiu care arăta că în fiecare zi un picior la 20 de minute este amputat la diverse nivele, bineînțeles, că e vorba numai de o falangă, că e vorba chiar de jumătatea gambei, datorat complicațiilor diabetului zaharat. Foarte corect a spus referitor la evaluare, însă o să spun și un lucru: în momentul în care mai simțim ceva, că e o durere, că e o jenă,
suntem în prima parte a bolii, suntem binecuvântați. Durerea este unul dintre cele mai mari... Senzația aceea de arsură, de vindicătură, da? Chiar este... de picior neliniștit, exact. Trebuie evaluată de medic... Categoric. De medicul de familie sau dacă medicul de familie consideră că este cazul de dumneavoastră de specialiști în bol de nutriție. Pentru că dacă intervenim atunci, sunt șanse ca să stopăm evoluția bolii. Exact. Personal, toată lumea este evaluată, fiecare pacient cu diabet zaharat, măcar o dată la 6 luni. Asta în cazul în care nu găsim modificări la vizitele anterioare. Sunt pacienți care sunt evaluați la 3 luni de zile, sunt pacienți care chiar mai des. Sunt niște teste simplisime. Este un scor simplisim care se poate folosi. Testările sensibilităților pentru a testa sensibilitatea vibratorie, tactilă, dureroasă. Sunt niște teste care durează extrem de puțin și care trebuie făcute cu conștiinciozitate de fiecare dată, dacă se poate. Evaluarea piciorului diabetic, cu cât este făcută, sau screening-ul acesta, cu cât este făcut... mai des, cu cât este făcut periodic, cu atât noi putem să preîntâmpinăm această patologie extrem de dificilă. Omul care a ajuns deja să-i se amputeze un picior datorită diabetului, dacă ajunge cineva să-i explice faptul că lucrurile acestea puteau să fie preîntâmpinate, n-aș vrea să fiu în picioarele lui în momentul acela. Da, din păcate foarte mulți bărbați în special sunt și fumători și atunci îi zic că probabil e o neuropatie datorită excesului de nicotină, mai au și un BPOC sau un A sau mai sunt cardiaci și hipertensivi, li se umflă picioarele, au tot felul de astfel de senzații și nu bagă în seamă. Și trebuie să recunoaștem că și noi medici avem partea noastră de vină, mă refer la medici de familie, că nu întotdeauna descălțăm pacientul cu diabet. Îl întrebăm, cum stai cu picioarele, ți se umflă, nu ți se umflă, a apărut ceva? Și se întâmplă uneori ca pacientul să-ți spună că mănâncă, că lustură, că-l arde pielea, că simte că e umflat, că simte că e ceva, sau alteori de jenă, ca să nu fie descălțat, spune, sunt bine, domn doctor, mi se mai umflă un pic picioarele. Stimați telespectatori, haideți să tragem o mică concluzie aici. Nu vă fie jenă, de asta vă duceți la doctor. Spuneți tot ce vă doare, tot ce vă supără, tot ce vă necăjește. Pentru că și o banană unghie încarnată e o boală și e păcat să o lăsați așa. Sau o ciupercă unghie este o boală și trebuie tratată și se poate trata. Dar să nu vorbim atunci când suntem cu boli din astea cronice, grave, cum este diabetul. Pentru că diabetul este o boală pe viață. Există pacienți care s-au vindecat de diabet, doamna doctor. Categorie. Cred că am și început cu această sintagmă. Diabetul zaharat este o boală cronică. Sunt de acord că există cazuri în care, dacă suntem extrem de stricți, cu o dietă adaptată unui tratament corespunzător, în timp putem să ajungem doar la ceea ce numim dietoterapie, terapia nutrițională medicală și chiar să scăpăm de medicamente. Dar asta nu înseamnă că diabetul zaharat s-a vindecat, ci doar că în momentul acela noi suntem într-o, să spunem cu ghilimele de rigoare, o remisie. Deci nu mai avem nevoie de terapie medicamentoasă orală, ci rămânem pe dietoterapie. Dar noi, fericit, asta e un caz extrem de fericit, da. Doamna doctor, un alt organ care este frecvent atins în cazul pacienților cu diabet este văzul. Retinopatia diabetică. Și foarte multă lume trece cu vedere acest lucru. A, văd un pic mai încețoșat, parcă nu mai văd așa de bine la distanță. Bun, dar am mai îmbătrânit între timp. Îmi iau și tare multe medicamente, că am diabet, mai am și tensiune, mai am și probleme cu inima. Ce ar trebui să facă un pacient diabetic în ceea ce privește păstrarea unei acuități vizuale cât mai bune? În primul rând, un control glicemic optim. Este cheia pentru a evita orice complicație care poate să survină în urma diagnosticului de diabet zaharat. Controlul glicemic optim ne ține departe de bolile vasculare, renale, cardiovasculare, amputații. Persoana cu diabet zaharat trebuie să-și facă un screening, măcar anual, dacă nu are alți factori de risc, la anumite sisteme, să spunem. Fundul de ochi fiind unul dintre acestea. Fundul de ochi este evaluarea care trebuie făcută de către fiecare persoană cu diabet zaharat, cel puțin anual, repet, în condițiile unui diabet controlat. Ce alte complicații mai dă diabetul?
Diabetul zaharat poate să atingă cam orice organ. Avem câteva minute, haideți să luăm câteva din aceste complicații. Cele mai dureroase sunt cele care a spus dumneavoastră, referitor la ochi. Pacienții cu diabet pot să ajungă chiar să orbească și există cazuri în care nimic nu previne această complicație. Adică pacientul poate să n-aibă niciun simptom până dintr-o dată vede niște ceruri, să vede niște pete, ajunge să orbească complet. Iar aceste cazuri, fie că e o deslipire de retină, fie că e o hemoragie retiniană importantă, aceste cazuri de cele mai multe ori au o evoluție rapidă, cazurile de retinopatie categoric, diabetică. Categoric. În momentul în care apar cele mai mici hemoragii retiniene, trebuie să se ia atitudine prin tratament de specialitate. Categoric, acesta este motivul pentru care, dacă avem o retinopatie neproliferativă, un stadiu incipient al retinopatiei, dar există acest diagnostic, fundul de ochi, evaluarea o să fie făcută mai devreme, ca în momentul în care vedem că ceva minor s-a modificat, să se poată lua atitudine de specialitate și se poate, există tratament, există terapii pentru această boală, să nu ajungem până la orbire. Unul dintre lucrurile care dor cel mai tare, să nu mai vezi dintr-o dată. Apoi poate să intervină boala cronică renală. Din nou, rinichiul nu ne spune nimic până când nu putem să ajungem chiar la dializă. Dacă nu facem măcar o dată la 6 luni sau anual, să spunem, dacă toate sunt în regulă, putem face o dată pe an. Analizele acestea de rutină, să vedem cum funcționează rinichiul. O simplă creatinină serică, să calculăm o rată de filtrare, o microalbuminurie. Sunt lucrurile esențiale care trebuie făcute periodic tuturor persoanelor cu diabet zaharat, ca în momentul în care vedem o ușoară degradare, noi deja să putem lua atitudine. Există cazuri de diabet care este extrem de greu de controlat, extrem de agresiv, nu cunoaștem care sunt mecanismele fiziopatologice datorită cărora acest diabet apare, extrem de agresiv, cum am spus, în care și dacă ai un control foarte bun, totuși apar o grămadă de complicații și foarte dificil este să gestionezi acest diabet. Însă, majoritatea cazurilor de diabet zaharat sunt cazuri care pot să fie foarte frumos controlate, însă trebuie să existe o conlucrare între medic și pacient. Există acum atâta diversitate și în ce privește medicii și în ce privește centrele, unde te simți tu confortabil, acolo trebuie să te duci și cu medicul care simți că ai o minimă conexiune. Nu toată lumea are cu mine conexiune, nu toată lumea are cu dumneavoastră. Cu cine simți că ai o conexiune, du-te și să fie persoana căreia să-i poți adresa întrebări, să-i poți spune lucruri care te interesează, să poți discuta sincer cu medicul tău. Da, stimați telespectatori, nu știu câte minute mai avem la dispoziție, dar am să rog regia să se ocupe de treaba asta. Și înainte de final, am să rog pe doamna doctor să ne spună dacă crede că este nevoie din nou de un program național de screening, măcar pentru diabet. Categoric. Dacă nu mă înșel, la finalul anului trecut, Federația Română de Diabet deja a implementat primii pași pentru a se realiza screening-ul în ce privește diabetul zaharat, dar și prediabetul. Însă, până atunci, până când vom avea un program foarte bine pus la punct, consider că este de fapt de datoria fiecăruia dintre noi, sigur că trebuie să ni se aducă aminte, să ni se spună, dar și noi, fiecare, ar trebui să facem, să nu uităm de mersul la o evaluare anual, odată la 2 ani, să spunem, la persoanele mai tinere, să evaluăm din timp starea de sănătate, să nu ajungem la medic doar în momentul în care ceva doare, apare o complicație, să încercăm să prevenim. Prevenția este cheia și cred că orice medic din lumea asta și-ar dori să lucreze mai mult pe prevenție și mai puțin pe, ca și pompierul, pe stingerea focului. Foarte frumos. Un ultim mesaj, dacă vreți, pentru telespectatorii emisiunii noastre, dar înainte de asta vreau să vă întreb, mai veniți la emisiune, pentru că mai avem tare multe de discutat despre diabet. Dacă voi putea, cu siguranță voi mai veni. Mi-a făcut foarte mare plăcere și vă mulțumesc încă o dată. Telespectatorilor dumneavoastră vreau să-i sfătuiesc să aibă grijă de ei, mai ales în aceste perioade care sunt extrem de dificile, să ia în considerare sfaturile specialiștilor, indiferent de ce opinie, de ce viziune au, să ia în considerare sfaturi care sunt avizate, să plece mai puțin urechea sfaturilor care vin din locuri
fără o bază științifică. Să, în regulă, dacă avem opțiuni, avem mai multe surse din care să ne informăm, dar cele care ar trebui să conteze sunt cele cu baze științifice în spate. Mulțumesc foarte mult, doamna doctor, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Dacă vreți să o găsiți pe doamna doctor, să știți că are relație contractuală cu Casa de Asigurări și dacă mergeți la Vista Vision, să o găsiți cu siguranță acolo, cu bilet de trimitere, evident, de la noi, de la medicii de familie. Vă doresc o seară plăcută și sper ca săptămâna viitoare să ne reîntâlnim și să povestim din nou împreună cu un alt coleg sau colegă. Vedem noi până atunci cum aranjăm lucrurile, așadar... O seară bună! La revedere!